Continuă Observatorul orei 16. Un maramureșean care a muncit ani de zile în Italia s-a întors în țară și a pus bazele unei afaceri cu alune. Și nu vorbim despre orice fel de alune, ci despre produse ecologice care se vând acum în întreaga țară. Povestea lui este dovada cea mai simplă a faptului că dacă îți dorești cu adevărat un lucru, îl poți obține. Mi-ai pregătit? Da, da, aici ai comandă de noastră. Am așteptat 2 kg, după cum ați comandat. Da, kilogramul. Ne aflăm în localitatea Lăschia din Maramureș, acolo unde se află una dintre cele mai cunoscute plantații de aluni ecologici din zonă. Vorbim despre o cultură care se întinde pe 6 hectare, o afacere de care Dan Simorne este tare mândru. În 2012 am plantat circa 2 hectare jumate de alun. Și după aia, încet, încet, am extins plantația, ajungând până la 6 hectare 40. Dan a pus bazele afacerii cu alun după ce s-a întors din Italia, iar acum se laudă cu clienți din toată țara. Am clienți care comandă frecvent. 2 kg, 5 kg trimit în țară. Da, nu-i... E bine. Sunt foarte bune, gustoase. Am comandat de la vecini, sunt niște oameni foarte gospodari. Am primit și pe gratis, că doar suntem vecini, mai ajutăm. Vasile Coman cumpără de ani de zile alune de cultură. Familia mea este mare consumătoare de alune și de-a lungul anilor am cumpărat cantități destul de mari, pentru că sunt mari, alunele sunt alune bune, gustoase și ce sunt sănătoase. Sunt niște alimente extrem de nutritive, sunt recomandate pentru pacienții care suferă de bolile cardiovasculare, pentru prevenția lor, pentru cei care sunt diabetici, pentru controlul glicemiilor, controlul greutăților. Alunele de la Lăschia sunt certificate ecologic, iar proprietarul plantației se gândește să-și extindă cultura pe viitor, mai ales că afacerea cu alune pare a fi pentru el lozul câștigător.